Salutare Fluiler, numele meu este Dan și sunt unul din trainerii din Gașca Fluiler. Astăzi vom vorbi despre Master S2, ultima achiziție a familiei Fluiler. Master S2 beneficiază de o tehnologie total nouă, despre care astăzi vă voi povesti și în același timp vă voi și demonstra cum funcționează. Ca și funcție pentru Master S2 și ceea ce face diferența totală între Master S2 și Master S1, dar bineînțeles și față de alte hoverboard-uri de 10 inci, ce se află în momentul ăsta în piața din România, este funcția self-balance. Și vă voi și arăta despre ce este vorba. După cum vedeți, scutorul este pe spate, este stins, nu-l voi atinge. Self-balancing-ul este o funcție ce te ajută să te urci pe el. Voi lua telefonul. Știți foarte bine că există o aplicație care se numește Fluiler, o găsiți gratis atât pe App Store cât și pe Google Play. Poate fi downloadată de oricine are un scooter sau un hoverboard de la Fluiler. În același timp avem nevoie ca aceste hoverboard-uri să aibă Bluetooth, funcția Bluetooth să poată fi conectate la această aplicație. Voi porni scooterul, pentru că Master S2 e și un smart scooter, nu doar un scooter cu noi roboți, cum spune prietenul nostru Dănuț. Voi porni aplicația și veți vedea că Master S2 se așează la orizontală fără să-l ating. În acest moment, scooterul este pornit, dar în același timp știe că trebuie să stea la orizontală astfel pentru ca orice începător să poată să urce cât se poate de ușor cu el. Îl voi stinge. Îl voi întoarce din nou, sau dacă doriți pe cealaltă poziție, îl voi aprinde din nou. Aceasta este funcția self-balancing, o funcție pe care o găsiți doar pe Master S2. Este un alt lucru care îl face diferit față de ceea ce găsim în momentul ăsta pe rafturile din magazinele din România. Un alt lucru ce îl face diferit pe Master S2 de restul hoverboard-urilor din România este acest mâner. Util atât la transport, ceea ce înseamnă că nu mai avem nevoie de o busă, o avem tot timpul la noi, poate fi fără niciun fel de problemă ridicat de absolut oricine, astfel încât să-l poți transporta fie până la metrou sau trecând, traversând strada cu el, evitând absolut orice fel de pericol pe care îl poți întâmpina în momentele în care cobori derivelări sau cobori scări sau vrei să traversezi strada. Pentru că Master S2 se vrea diferit, iată că și carcasa lui Master S2 este total diferită de ceea ce însemna Master S1. Chiar dacă roțile sunt de 10 inci, au capace, ele sunt gonflabile, priza de aer este pe interior, dar în același timp îți oferă și un aspect futurist, o chestie care în momentul ăsta nu o întâlnim la alte produse din piață. Un lucru foarte interesant sunt LED-urile care au cu totul și cu totul altă culoare în acest moment, dar și această linie vine de culori. Vă voi arăta ceea ce înseamnă aceste LED-uri, felul în care ele luminează și în același timp câteva detalii despre pedale, culori, acesta este un grafic el.